Cu ce jucători prelungiți, domnul Angelescu? Am înțeles că și cu Junior Moraes v-ați înțeles după Săpunaru? Da, o să rămâne și încă un sezon al lui, da. Da? Deci, și în afară de Junior Moraes și Săpunaru, mai e vreun jucător cu care vreți să prelungiți, care e la final de contract? O să aflați, o să, că în momentul în care prelungim, o să am înțeles pe toată lumea. Cu Grigore intenționați să prelungiți? Da, normal, și cu Grigore vrem să prelungim, dar vom vedea, repet, vom vedea negocierile, ce se va întâmpla și o să vă anunțăm. Bun, e toată această discuție anul centenarului, de fapt e la anul, să vă bateți pentru titlu și așa mai departe. Toată lumea se întreabă, vor urma niște investiții în jucători puternice sau vă veți păstra pe această linie, să zicem, mai degrabă echilibrată? Ca să spun așa. Sau veți încerca totuși să aduceți 4-5 jucători cu adevărat de mare valoare cu care să faceți diferența și cu care să atacați titlul? Care va fi politica? L-am auzit pe domnul Șucu acum vreo câteva săptămâni, spunea în următorii ani împreună cu domnul Angelescu o să băgăm 25 de milioane de euro. Păi da, dar, repet, avem un buget pentru sezonul viitor și suntem deja în discuții cu anumiti jucători, o să vedem ce se va întâmpla. Bun, dar o să băgați bani în jucători? Că lumea asta așteaptă. E aceeași întrebare. Am băgat deja. Nu, repet, asta e de la voi, de la ziariști. Repet, am băgat foarte mulți bani și în acest sezon. Suntem echipa cu a doua sumă de transfer plătită pe jucători. Deci dacă am băgat, că toată lumea pare că zice că nu am băgat. Nu, s-au băgat foarte mulți bani și în sezonul ăsta. Pentru România să bagi peste 1,5 milioane de euro doar în sume de transfer, nu e puțin. Sunteți a doua echipă? Sunteți a doua echipă care a... La, păi cine? A băgat Steaua vreo 5 milioane și noi a doua echipă. Spuneți-mi cine a băgat mai mult ca noi în transferuri și în bani. Da, deci... Da, vă rog. Nu, zic doar că iar, sunt foarte multe întrebări care cred că, mă rog, nu că nu și-au rostul. Am băgat, o să băgăm și mai mult vara asta, am și declarat. Voi ați băgat bani și pe jucătorii lui Gopos, am văzut. În afară de asta. Dacă le puneți și pe la transferuri, suntem prima echipă. Normal. Bună asta a lui Vivi Răchit, asta, da. Ați luat și pe Julio Cezar, ați luat și pe... Da, cum... Deci, dumneavoastră credeți că e o teorie falsă asta, o teză falsă? Nu știu dacă neapărat. Vreau să zic că întrebările sunt ca și cum nu am fi pus până acum și dacă punem în viitor. Nu, tocmai, s-au plătit sume de transfer și până acum. Uh-huh. Și se vor plăti sume mai mari și pentru sezonul viitor, pentru că avem alt obiectiv. Știi de ce, Victor, se spune așa? Pentru că nu e cam partea cealaltă. Partea cealaltă, la PCSB, vine Gigi și zice, am dat lui ăla 300, am dat lui ăla 500, am dat lui 1,5 milioane. E, la voi lucrurile sunt mai profi. Adică sumele transfer rămân acolo, le știți voi, și se adună la bugetul clubului. Asta, pentru că voi țineți aceste sume, normal, cum aveți voi strategia, să știți doar voi de ele. Sau și clubul că de unde cumpăra jucătorul. E, în partea cealaltă știe toată țara. De asta. Păi da, și nouă ne-ar plăcea să știe toată țara și de la voi. Da, nu. Da, știu, e clar lucrul ăsta. Păi nu, că poate dai vreo 400-500 de mii pe un jucător care nu confirmă, nu? Da, corect. E partea cealaltă. Domnul Angelescu, cât e bugetul la anul? Păi v-am spus, cred că în jur de 10 milioane. Dacă nu va fi mai mult, depinde. La minim 10 milioane. Sună bine. Eu zic că e un buget cu care chiar puteți să vă bateți la titlu în acest al 100-lea.